Alina, sunt pasionată de îngrijirea tenului, pasionată să vă ajut și pe voi să aveți tenul frumos pe care vi-l doriți și astăzi vin cu un nou video despre cea de-a treia etapă de îngrijire a tenului și anume serul. Dacă vă amintiți, v-am povestit despre curățare, despre îngrijirea zonei ochilor și astăzi a venit rândul acestui produs și anume serul. Dacă nu știți ce e un ser, nu vă faceți probleme, nici eu nu știam până acum câțiva ani. Haideți să o luăm cu începutul. Cum știți dacă aveți nevoie de un ser? Ei bine, dacă aveți o rutină de îngrijire, deși totuși există lucruri care vă nemulțumesc, să știți că aveți nevoie de un ser. Ce este serul? Este o concentrație de ingrediente active care sunt făcute să pătrundă dincolo de primul strat al pielii, dincolo de epidermă, mai profund în piele, astfel încât să trateze diferite situații, cum ar fi semne de îmbătrânire, pete pigmentare, lipsa luminozității, acnee și așa mai departe. De ce pătrunde prin piele? De ce trece de epidermă? Pentru că e făcut din particule mai mici decât cremele de zi sau de noapte. Și am să vă arăt aici, sper că se vede. Este foarte, foarte fluid, da? Deja nu-l mai vedeți în palma mea. Am primit întrebări dacă pot folosi un astfel de ser în loc de cremă. Ei bine, nu. Deși aceste seruri au ingrediente hidratante, uitați, acesta are de exemplu acid hialuronic cu masă moleculară mică care pătrunde și reține hidratarea în profunzimea pielii și la suprafață, nu e suficient, pentru că o cremă de zi vine suplimentar cu o barieră de protecție împotriva soarelui, a poluării, a prafului și așa mai departe. Pe când acest ser nu, el doar pătrunde în profunzime și acționează acolo unde este nevoie. Când folosim serurile? Ei, în general se recomandă să le folosim de două ori pe zi, dimineața și seara, dar întotdeauna citiți eticheta, citiți prospectul, să zic așa, cu care vine el, pentru că acolo se va preciza de câte ori să-l folosiți. Când îl integrăm în rutina noastră de îngrijire a tenului? Țineți minte regula asta. Întotdeauna produsele se folosesc de la cel mai fluid, cel mai apos, spre cel mai concentrat. Și după cum ați văzut, serul e foarte fluid, deci îl folosim înainte de crema de zi, respectiv crema de noapte. Cum îl folosim? Eu am un ser care are o pompiță și întotdeauna apăs de două ori această pompiță. Cam asta e cantitatea. O masez ușor între palme și aplic pe față în acest fel. Prin aceste mișcări de presare pentru a-l introduce în tenul nostru. Acum tenul e pregătit pentru crema de zi, respectiv crema de noapte, despre care o să vorbim în săptămânile următoare. Vă pup, mulțumesc că mă urmăriți, dacă sunt de folos informațiile, un like, un share și bineînțeles urmăriți-mă în continuare.